astăzi aveați șansa unui discurs onest, dar nu onestitatea este criteriul pe baza căruia domnul Liviu Dragnea v-a desemnat prim-ministru, ci obediența și faptul că executați fără să crâcniți toate deciziile care distrug România. Nu vă iluzionați și nu mai marșați pe abordarea împăciuitoare, întrucât românii nu vor fi niciodată solidari cu hoții și reprezentanții lor, fie că sunt avocați sau prim-ministri. Răul pe care l-ați făcut din momentul inserării dumneavoastră la Palatul Victoria este insurmontabil. Și pentru răul acesta, dumneavoastră veți plăti. Românii vă vor sancționa. Pentru că toate funcțiile sunt vremelnice și istoria îi consemnează fie pe cei care fac foarte mult bine sau foarte mult rău. Iar dumneavoastră ați făcut și faceți foarte mult rău acestei țări. Zi de zi, de 2 ani de zile, ați transferat factura propriilor corupții asupra sistemului judiciar. Zi de zi, în ultima perioadă, transferați fractura incompetenților asupra economiei românești, a firmelor private, a cetățenilor care muncesc în această țară. Doamnelor și domnilor, această moțiune are 163 de semnatari din 233 de voturi necesare pentru a trece această moțiune și pentru a scăpa de acest guvern incompetent. Nu sunt puțini cei care spun că această moțiune nu are nicio șansă să treacă. Dincolo de orice socoteală în avans a voturilor pro și contra, avem datoria să ne uităm spre cei care ne-au ales și care ne-au trimis, fie pe băncile guvernamentale, fie pe băncile Parlamentului. Iar cetățenii din această țară, românii, indiferent de etnia lor, își doresc ca acest guvern să plece. Românii din această țară ar vota această moțiune de cenzură. Și asta este realitatea de la care trebuie să plecăm. Și dumneavoastră aveți șansa să optați să fiți de partea poporului sau să fiți de partea celor cu interesele. Să apărați în continuare interesele domnului Liviu Dragnea și interesele celor care v-au pus pe acele funcții în dispreț față de ceea ce așteaptă cetățeanul de rând. Și dacă nu credeți în analize, în sondaje, mergeți printre oameni. Cât de des ați mers printre oameni în ultima perioadă fără să primiți huiduieli? Nu aveți curajul. Și din nefericire, aveți șansa să curmați această suferință pe care poporul român în momentul de față o resimte. O resimte exact acolo unde există energie creatoare, exact acolo unde există dorință de a face lucruri frumoase, așa cum sunt mulți aleși locali care au atras fonduri europene, care se regăsesc în infrastructura mare, care au renovat dispensare, școli, au atras turismul, au crescut calitatea vieții. Acestea sunt energii pozitive pe care dumneavoastră le sugrumați cu această guvernare incompetentă. Există soluții pentru ca României să-i meargă mai bine și suntem la un vot de ele. Iar societatea și economia astăzi, după această moțiune de cenzură, ar putea primi un balon de oxigen. În primul rând, în locul unui prim-ministru incompetent și obedient, am putea avea un prim-ministru responsabil și devotat. Mai mult decât atât, mi se pare devastator pentru tânăra generație să aibă un prim-ministru care este subiect de bancuri pe WhatsApp, un președinte al celui mai important partid de guvernare, care este personaj principal în jocul de-a spânzurătoarea, sau pe Florin Iordache, care este subiect de glume pentru copilașii care învață în clasele primare în jurături cu degetele. Aceasta este țara în care ne-ați adus dumneavoastră cu acest guvern și există soluții și o să vă spun 3 idei
pe care puteți să le rețineți ca să știți că României poate fi mai bine. Unul, dacă mâine acest guvern ar mai fi în funcție, am putea sta la masă cu demnitate cu Comisia Europeană și Parlamentul European pentru a atrage fonduri europene care să se regăsească în autostrăzi, pentru a avea spitale județene și regionale care să înceapă să se construiască de mâine, nu din anul 2021. Am chemat investitorii și le-am spune că nu mai punem biciul pe ei de fiecare dată când guvernul eșuează, că le garantăm o lege predictibilă, că le creăm un mediu competitiv în raport cu sectorul public, care este leneș și care scurge energiile guvernamentale. Am chemat de asemenea reprezentanții administrației publice și le-am garantat că le lăsăm resurse de dezvoltare, resurse cu care să construiască ei înșiși în comunitățile lor, fără să le schimbăm legea și să le punem presiuni suplimentare. Închei spunându-vă că un guvern suplu, cu 15 miniștri, cu un buget pe care vi-l punem la dispoziție pentru că n-ați fost capabili să-l depuneți până acum în termenul legal. Acestea sunt soluții care de mâine ar putea schimba România. Iar dumneavoastră nu mai aveți niciun motiv, aveți doar pretexte eventual să nu votați această moțiune pentru că unora le e bine și pentru că nu pot să supraviețuiască politic dacă nu se fac preș în fața domnului Liviu Dragnea. Partidul Național Liberal alege salvarea României. Partidul Național Liberal condamnă scufundarea ei și servirea României interesele unui grup de corupți care astăzi, din nefericire, a confiscat întreaga țară.